voci în jurul meu. Multe voci. Vocea mamei, după aia alte voci. Unele se repetau, îmi erau așa familiare. Altele veneau și plecau. Acolo, înăuntru, eram legat de un șarpe care încerca să mă mănânce, dar nu reușea. După aia, un lac și un tunel întunecos din care am ieșit într-o lumină puternică și rece. Frig, foarte frig. Mulți oameni în jurul meu cu gurile acoperite cu o bandă colorată. Vocea lui tata. Era frică să mă ia în brațe. Se uita la mine și mă atingea ușor cu degetele. Eu țipam tare, din toate puterile. Nu știu dacă de teamă, de bucurie sau de altceva. Mama plângea, dar nu de durere. De bucurie. Și? După? Atât. După aia m-am trezit. Atât? Da. Și ai dat fuga la mine să-mi povestești visul ăsta. M-am trezit luarcă. Oare ce poate să însemne? Eu sunt chirurg, nu psihanalist. Poate mai bine mergi la unul din ăsta. Da, cred că e vorba despre mine. Când m-am născut. Prima ta întâlnire cu părinții. Da, primele mele amintiri. Care se zice că îți marchează toată viața. Da. Da. Ai auzit de Șerban? Apostol? Da. Ce? S-a despărțit de Claudia. Pe bune? Da. Parcă erau frați. Deci erau împreună din liceu. Da. De ce chestie? Da, da. Ea i-a reproșat că a uitat să cumpere baterii pentru telecomandă. El n-a zis nimic. Bă, nu i-a zis nimic. Și-a luat geaca și-a plecat. Tare. Tu ce zici? Când se termină o despărțire? Nu știu. Când nu mai simți nimic pentru celălalt? Când celălalt devine un străin? Da. Sau când te simți bine singur. Adică nu mai ai nevoie de nimic de la celălalt. Când accepti că s-a terminat. Da. Da. Nu cred că o despărțire se termină vreodată. Dar ce-ți veni? Nu știu. Mă tot gândesc. Oare cum e mai rău? Să te simți singur într-o relație sau să fii singur? Cred că sunt perioade în care ai nevoie de singurătate. Să fii numai cu tine. Privești lucrurile de la distanță, le evaluezi. Zici? Mm-hmm. M-am surprins. Nu mi-ai părut niciodată tipul care să stea departe de lume. Oricum, orice început de relație pare un drum mai mult sau mai puțin lung către o despărțire. O despărțire scoate din om tot ce are mai urât. Ca atunci când mori și corpul începe să se înnegrească, știi? Să putrezească, să pută. Asta e foarte tare. Macabră, dar foarte tare. Adică, un fel de maximă. Pot să o notezi? Ai, faci mișto de mine? Vorbești ca un moș. Ca un bătrân căcăcios care a rămas singur. Și nu ești așa ceva. Încă.
Da, poate. Dar cred că îți trebuie coaie să o rupi, așa, deodată. Da, depinde, de la om la om. Că de-aia suntem diferiți. Doamna Șerban, mai să-ți iei geaca și să pleci așa, pur și simplu. Câteodată oamenii cei mai previzibili fac cele mai surprinzătoare lucruri. Nu știu. Da. 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 La cât ajunge? Cine? A, la 10. Îl iei tu de la aeroport? Da, cred că da. Crezi, nu ești sigur? Cred că l-aștept eu. Nu mi-a zis explicit să l-aștept. Da. Păi e clar. Cineva trebuie să-l aștepte, nu? Vreau să zic că îl știi, nu-i place să deranjeze. Nu. Nu cred că e vreun deranj când cel mai bun prieten al tău se întoarce după aproape 10 ani acasă. Știu. Dar știi și tu, cu discreția lui. Cu... Da. Da. De asta te-a sunat? Să-l așezi la aeroport sau... Dacă nu, te suna direct să spună că s-a întors, nu? Da. Cine știe? Zic eu. Te-a sunat pe tine? Da. Probabil nu mai are numărul tău. Sau... Da. Poate e mai ok așa. Eu cred că e doar numărul de telefon. Da, ce? A, da. Se poate să... În fond... Ce? Nimic, mă gândeam. Hai, las. Mă uitam ieri la o poză cu mine din perioada adolescenței. Mă, parcă nu sunt eu. Adică, sunt eu, dar parcă într-o altă viață, știi? Ne schimbăm cu timpul. Da, nu zic nu. Numai că încerc să mă gândesc. Cum ar fi să mă întâlnesc pe mine, ăla de atunci? Să mă urmăresc de la mică distanță. Să văd cum mă mișc, cum zâmbesc, cum... sau cum mă întristez, știi? Cu tristețea aia fixată parcă în ochi. Cu cearcănele ca niște șanțuri sub ochi. Și vine să merg la mine să-mi spun, bă, tâmpitule, aproape nimic din ce crezi că ești, nu ești de fapt. Tot o să se schimbe în așa fel că n-o să mai fii tu. Și nici nu știu dacă este un lucru rău, știi? Da. Cunosc sentimentul. Da. Uh-huh. E ca atunci când îți dai seama că ți-a crescut păr în nas. Și fiecare inspirație și respirație sunt acompaniate așa de un șuierat fin. De la firele care îți blochează nările. Exact, exact. Taică mi-a zis zilele trecute... Că atunci când îți crezi fire de păr în nas și în urechi, da, trebuie să accepți că ai îmbătrânit. Da, pielea ți-e tot mai uscată și aspră. Burta nu mai scade. Poți să faci orice. Îți crește gușa. Fața ți se buhăiește. Bă, te uiți în oglindă și nu mai vezi nimic din copilul de altă dată. Un străin dintr-o viață pe care ai trăit-o cândva. Când ești mic, ți se spune, o să vezi tu cum e când o să te faci mare. Exact. Da, e. Și marele ăla ți se pare, bă, așa departe, ca un ocol în jurul pământului. Ești frustrat că timpul trece atât de greu și nu aștepți decât să te faci mare. Și în scopul ăsta, să te faci mare, începi să imiți gesturile, apucăturile adulților. E normal. Tot. E normal. Mm-hmm. Toți copiii își imită părinții. Mm-hmm. Exact. De când ne naștem, începem să imităm. Da, exact. De exact, când ne naștem. Exact.
te uiți la taică-tu sau la maică-ta și începi să-i imiți. Abar n-ai ce în sufletul lor, de problemele lor, adică problemele lor de adulți, zic, știi? Nici nu-i întreb dacă sunt sau au fost vreodată fericiți. Sau dacă și-au pus problema asta vreodată. Adică să fie fericiți? Da, exact. Asta. Cu toate mă gândesc cum erau ai mei când aveau vârsta mea. Mi se par ireal și refuz să cred că m-am maturizat. Na, din potrivă. Ești și acum același copil. Da, da. Numai că unul cu mai multă responsabilitate. Nu știu ce să zic. Da, da. Nu știu. Totul trece pe lângă tine, prin tine, prin epiderma ta, prin timpul să așează pe cearcăne, pe kilogramele în plus, pe ridurile adânci, pe pofta de viață. Fără să-ți dai seama, ocolul pământului devine floare la ureche. Da. Și cât ai spune, puf, totul a trecut ca o ploaie de vară. Din aia care lasă în urma ei o boare de vânt. Și după aia vine o căldură sufocantă. Ai zis ceva? Eu? Da. Nu. Nu, mi s-a părut. Mă gândeam. Noi am fost norocoși într-un fel. Da? Ne-am avut unii pe alții. Am fost un grup destul de sudat. Da. Adică puteam să fim fiecare cu ale noastre fără să creștem împreună. A, prieteni. Da. E ceva să ai prieteni. Da. Oameni lângă tine cu care să da. Trăiești, să te dezvolți. Zici tu ceva. Adică ne-am maturizat împreună. Adică ne-am bucurat unul de celălalt. Da. Nu știu de ce, dar am ceva emoții. Emoții? Nu ne-am văzut de atâta vreme, știi? Oamenii se schimbă. Am gândit, a plecat pe lună. Doar în state. Știu, pe... dar știi și tu cum a plecat. Brusc. S-a hotărât pur și simplu și ne-a sunat din aeroport că pleacă. Da, probabil a marcat scandalul cu expoziția. Nu ne-a zis nici măcar de viză. Trebuia să ne anunțăm vreun fel. Nu plecem fiecare zi în state, nu? Da, eram... Da. Suntem totuși. Cei mai buni prieteni ai lui, nu? Păi, da. Și mai e și faza cu Cristina. Da. Dar nu cred că mai e vreo problemă. Zici? Da. Au trecut totuși 10 ani. Da, au trecut. Și ce ți-a mai zis la telefon? Că ajunge joi la 10. Da. Atât? Atât. Vine cu cineva? Nu știu. N-a specificat, adică... Nu. Bănuiesc că și-a refăcut și el viața între timp. Probabil. Nu poți sta singur atâta vreme. Mai ales așa departe de casă. Un artist ca el are nevoie de o muză care să-l inspire, nu? Da. Orice om are nevoie de cineva lângă el. Cineva care să-i aparțină. Mai ales acolo. Da. Bă, măcar un câine, o pisică. Nu, mai bine un câine. Da. E mai dedicat. Pisicile sunt imprevizibile și pun condiții. Ca femeile. Da, tot misogin ai rămas. Eu? Nu, du-te mă. Eu iubesc femeile. Da, da, știu. Ți-a mai dat un semn de când a plecat? Niciunul. L-am căutat și pe Facebook. N-am găsit niciun cont pe numele lui. Da. Totul e destul de ciudat pentru un pictor. Nici o expoziție, nici o galerie de artă. Bine, întotdeauna a fost un singuratic, dar
Da, da. Dar cred că te mai saturi și tu de străini. Vreau să zic, poți să mai dai un semn ălora de acasă, un mail, ceva, nu? Nu telefon, un semn, ceva acolo. Să știe lumea că mai existi. Nu l-aș condamna pentru asta. Eu știu. Probabil că a vrut să o rupă cu tot ce era aici, știi? Ți-a zis că stă? Nu. E numai în vizită sau se întoarce de tot? Nu știu, nu mi-a zis. Doar că vine joi la 10. Atât. Ciudat. 10 ani nu dai un semn și apoi spui că joi la 10 aterizezi. Da, stilul lui. Dar stai liniștit, mă ocup eu de plin. Da, ocupă-te. Bă, treaba ta. Treaba ta, în fond, lucrurile sunt simple. Bine, ne vedem, povestim, ne pupăm pe frunte, pa, 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 bu, bu, bu. Poate ne și zice de ce a plecat așa. Haide, mă, totul o să fie ok. În fond e doar o vizită, nu? Da. Crezi că știe? Ce? De mine și de Cristina. Nu cred. Oricum nu cred că mai e vreo problemă, a trecut ceva timp. Este la voi. Păi da. Adică, nu știu, n-am discutat asta, dar vrem să fim pregătiți. Nu, dar e ok așa, nu? Până la urmă, întotdeauna voi ați fost mai apropiați. Adică? Ați avut o relație mai specială, mai... Nu cred. Am fost la fel de apropiați cum suntem noi doi acum. A. Sau cum ați fost voi mai, doi. Nu cred. Ba da, ba da. Nu. Și mai e și faza cu... Cristina? Hai, nu te mai stresa, a trecut ceva vreme, știi? Nu putea nici Cristina să rămână singură pentru totdeauna. Da, mă, dar nu-i tocmai o fericire să-ți vezi fosta cu unul din prietenii tăi. O să înțeleagă, trece cu timpul. E ciudat la început, dar te obișnuiești cu ideea, știi? Apropo, Cristina cum e? Bine, cu asigurările, cu masaj, cu afor, de-asta, hai. Corect, femeile se mai e și răsfață. 3 masaje pe săptămână. De 2 ori la coafor pe lună. Da, ok. Mai vorbim, mami. Să nu uita să-i zici Alexandre să-i pregătească niște clătite. Știi că lui Vlad îi plac la nebunie. Da, sigur îi spun. Hai, ai grijă de tine. Ok. Unde dracul l-am pus? Nu știu, vezi în bibliotecă, sub raftul cu dosare. De ce sub raft și nu pe raft? Că-i dosar. Dacă-i dosar, e logic să fie pe raftul cu dosare, nu sub raft. Păi de ce nu l-ai pus pe și nu sub? Nu știu. Ții minte că l-am adus de la birou și l-am pus aici undeva. Cum arată? Ce culoare are? Cum arată? E un dosar cu șină. Cum arată? Cum arată? Culoarea dosarului, cartonului, culoarea dosarului cu șină. Ce culoare are? L-am pus pe aici, pe undeva. Dar ai făcut o curățenie și nu mai găsesc nimic. Normal că am făcut curățenie. Îți trebuie pentru recursul ăla? Nu, ăla s-a amânat, termen nou. Păi nu ziceai că terminați azi? Păi ziceam, numai că unul din martori nu s-a prezentat, judecătorul a amânat cauza. Mm. Păi, dar unde dracu e? Unde? Ai vorbit cu maică ta? Trebuia? A, nu în mod special. Dar n-ar fi rău să o sun din când în când. Știi că așteaptă. O să o sun. De ce nu sunt tu? Păi e maică-ta. O să sun când am timp. Evrica. Bravo. Vezi că se poate? Unde era? Mai contează. Pe raftul cu dosare. Bine că l-am găsit. Nu este. Jesus. Nu, mă iau de la capăt. Nu, mai bine nu. Mai bine fac o pauză. Mai bine. Suc?
O bere. Vine Vlad în țară. Ce? Vlad, zic. Vine în țară, mi-a zis George. Ne-am văzut azi la o cafea. Ah, deci fiul rătăcitor se întoarce. Câți ani sunt? 10, noiembrie să fac 10. Doamne, cum trece timpul. Da. Și vine singur? Nu știu, n-a specificat. L-a sunat pe George, nu pe mine. Poate o fi aflat de noi. Poate. Sau poate că pe George e mai ok să-l sun. E băiat bun, nu pune întrebări. Și e organizatorul perfect pentru astfel de întoarceri. Adică? Adică, George îți face toate mendrele până la ultimul detaliu. Aha. Și pe tine te roade invidia că nu poți fi la fel. Căcat! N-aș putea fi la fel. În fond, asta înseamnă prieten, nu? Da. Nu să te cuprezi cu gagica prietenului tău plecat în lume. Asta era. Nu știi cum o să fie întâlnirea cu Vlad. Cum o să reacționeze când o să ne vadă împreună? Nu, mă gândi cumva... Cum? Adică cum? Ce trebuia să fac? Să-l aștept până se întoarce din aventura americană? Să stau singură până Vlad își revine din rătăcirile lui emoționale? Da, am fost totuși și mai bun prieten. Știi bine că între mine și Vlad nu mai era aproape nimic când și-a luat lumea în cap. Corect. Aproape nimic. Deci mai era ceva. Da. Era amintirea celor 5 ani petrecuți împreună. Nu poți să arunci 5 ani petrecuți cu un om ca pe niște măsele stricate. Da, dar nici o prietenie din copilărie. Ha! Mihai, nu mă simt vinovată cu nimic față de el. Ce a fost între noi s-a terminat atunci. A plecat cum a plecat. Și nici tu n-ar trebui să ai vreo remușcare. Da, 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 n-ar trebui. Deși... Mă, dracu știe de ce mă stresez. În fond, treaba lui ce crede, nu? Dacă nu poate trece peste asta, e fix problema lui. Da, fix. Da, tu, Mihai. Tu ai trecut peste faptul că am fost iubita prietenului tău? De ce vrei să spui? Știi foarte bine ce vreau să spun. Hai, băi, exagerez. Poate că da. Dar tu cum explici puseurile astea de gelozie, momentele astea în care ești așa de enervant când vine să-ți trag una peste bot? Dar nu sunt deloc enervant. Ia, trage mâna peste bot dacă vrei. Suntem împreună, da? Da. Altceva nu mai contează. Și să știi că Vlad nu a fost numai personajul ăla pe care l-ați idolatrizat voi. Care voi? Ce voi? Tu și George. Nu există oameni perfecți. Vlad e un tip inteligent, creativ, dar are și el problemele lui. Și să nu crezi că nu are defecte. Lucrurile mărunte pe care din afară nu le sesizezi și abia când începi să trăiești cu un om, începi să-l cunoști. Și să le cunoști. Dar unde dracu am pus dosarul ăla? Dar ce zis, iar încep cu dosarul? Încep, iar, încep. Și de câte ori e nevoie încep, da? Îmi trebuie dosarul pentru că am nevoie de el. Altă dată să faci bine să-l pui la locul lui. Adică să faci lucrurile cum trebuie. Da, așa ar fi trebuit să fac. Știi bătrânei a doi? Pe care îi vedea mergând de mână în fiecare duminică prin parcul din spatele școlii? Și doamna cu pantofi negri și doamna cu pălărie verde? Care... Da, da, și cu floarea de nu mă uita aprinsă la reverul sacolului. Da, ce cu ei? Au murit. Doamne, cum adică au murit? Accident ceva sau... Nu, nu. A murit el primul, infarct. Și ea? Ea a murit la 2 zile după. Ciudat. Da. Trist, dar în același timp mi se pare frumos. Cum? Pare cinic ce spun, dar... Ce? Că nu am mai putut trăi fără el și a murit la 2 zile după sau ce? Da. Ca o ultimă declarație de dragoste. Da, nu știu ce să zic. Dacă nu știi, nu zi. Mi se pare o poveste siropoasă de Hollywood. O telenovelă. Sau poate că există și în viața reală oameni care... Se iubesc. Poate.
cred că să fie avut 75, 80, că... Ce? Zic, ani. Oricum zic, n-ar mai fi avut, adică mult de trăit, nu? Da. Mă gândesc că e mai greu cu timpul. La ce te referi? Ziceam așa că după o vreme, după ce ai trăit atâta timp cu un om, nu? E greu să nu-l mai ai lângă tine. Probabil. Probabil? Da, adică mă gândesc că după 50 de ani și aerul respirat împreună e altfel. Crezi că noi... Noi ce? Am putea să ajungem la cifra asta? Cifra? Da, mă, la anii ăștia. Ha, nu știu. Chiar nu știu. De cine poate ști? Ți-a zis cât stă? Nu. Doar că vine joi la 10. Uh-huh. Deci Vlad se întoarce. Uh-huh. Mihai știe? Da, i-am spus. E cam ciufut. Ciufut? Uh-huh. De ce? Nu i-a căzut bine că nu l-a sunat Vlad pe el. Crede că poate Vlad a aflat de relația lui cu Cristina. Nu înțeleg. Eu nu cred că are vreo problemă cu asta. Nu mai era cu Cristina când a plecat în state. Totuși, nu cred că e ușor. Pune-te în locul lui. Adică, cum aș fi simțit eu dacă aș fi plecat la Viena pentru bursa aia și tu te-ai fi cuplat cu Vlad? Ce? A, ipotetic. Aha. Pentru că eu nu m-aș fi putut cupla cu altcineva în afară de tine. Sunt convins. Ai fi rămas singură, așteptându-mă să mă întorc în glorie ca un chirurg celebru. Știi ceva? Chiar asta și-ai făcut. M-am gândit mult la chestia cu bursa. Că n-ai mai plecat la Viena, că ai rămas pentru mine, deși n-aș fi avut dreptul să-ți cer asta. Să știi că eu am refuzat bursa pentru că am vrut să rămân aici cu tine. Câteodată mă întreb dacă nu era mai bine să pleci. Dacă nu am fost prea egoistă că te-am ținut aici. Ce cu prostiile astea? Am rămas aici pentru că așa am vrut. Avem doi copii minunați, facem fiecare ceea ce ne place, suntem fericiți. Ce am putea vrea mai mult? Adevărat, adevărat. Dacă mă gândesc mai bine, cred că ai fi avut mai multe șanse la Viena. Ai fi putut studia chirurgia la un alt nivel. În viață vin momente în care trebuie să alegem. Eu am ales să rămân cu tine și nu regret deloc. Aș vrea să te pot crede. Sunt mulțumit cu ce fac la spital. Salvez vieți și aici, la fel cum aș fi făcut-o la Viena. Mă bucur de fiecare clipă petrecută cu tine și cu copiii. Am tot ce-mi trebuie. Totul e cum trebuie. Da. Am avut o discuție mai ciudată cu Mihai. Ciudată? Da. Despre cum ne-am schimbat în toți anii ăștia. A avut un vis straniu, ceva cu momentul în care s-a născut. Senzații ciudate. Cred că realizează că nu mai suntem copii. Da, suntem oameni responsabili. Sigur, nu mai suntem niște puștani. Avem fiecare responsabilitățile noastre. Da, câteodată ne e frică să acceptăm că nu mai suntem aceiași. Important e să nu ne fie rușine de ce suntem acum. De fapt, cred că Mihai a venit pe la mine să afle mai multe despre întoarcerea lui Vlad.
E supărat că Vlad o să stea la noi. O să stea la noi? E vreo problemă? Nu. Adică, nu știam, nu mi-ai spus. Bă, nici nu m-am gândit. Hai. Ai dreptate, poate trebuia să te întreb înainte. E serios, nu e nicio problemă oricum, doar că trebuie să fac curat pe aici. Oricum, nu o să ne deranjeze prea mult. După cum îl știu, pe Vlad e destul de discret. Da. Este. Păi, poate să stea la noi câteva zile și după să meargă la Mihai și Cristina, nu? Da, lui Mihai nu-i convine că ia două opțiune, știi? M-a sunat pe mine și nu pe el. Nu putea să vă sune pe amândoi în același timp, numai ca să nu fie unul supărat. Corect. Discuție ca între prieteni și o să se rezolve toate problemele, nu? Sper. Auzi? Tu ești fericită? Da. Ok. Nu știu. Pleacă tocmai când eu simt nevoia să fie lângă mine. Și sunt multe momente de genul ăsta. Altădată gândeam la fel. Și chestia asta chiar mă spăimânta. Că o să ajungem să ne citim gândurile. Adică să știi tot timpul ce gândește celălalt. Iar celălalt să știe ce gândești tu. Jesus. Câteodată e mai bine să nu știi ce e în capul celuilalt. E mai sănătos. Poate e doar o fază, știi cum sunt bărbații. Trec prin tot felul de crize. De 30 de ani, de 40 de ani. Criză după criză. Toată viața mea am avut un singur scop. Să fiu iubită. Poate sună cam egoist. Dar asta am încercat și cu Vlad. Și acum cu Mihai. Dar nu mă mai simt iubită. Și care femeie nu simte nevoia să fie iubită? Ha? Da, sună stupid. Dar e un sentiment plăcut. Egoist, dar plăcut. Da. Ăla că cineva e lângă tine, pentru tine. Exact. Știi, îmi place singurătatea, dar nu în doi. Momentele alea când stăm amândoi ore în șir împreună, dar parcă la kilometri distanță. Ne certăm prea des pentru nimicuri și nu mă refer la căcaturi de la capacul, de la budă sau mai știu ce clișee de-astea de cuplu expirate. Lucruri care erau cumva clare înainte, iar acum sunt în ceață. Ați încercat să vorbiți? Să discutați despre toate astea? Câteodată ajută sau poate un terapeut, cine știe? Nu crede în din astea. Nu-l văd să se expună în fața unui străin. Crede-mă, am încercat. Nu cred că ar funcționa. Zici? Oricum, terapia e tot un fel de fugă de tine. Nu ți-asum problemele. Crezi că dacă mergi la cineva să-i spui niște lucruri pe care le ascunzi, o să scap de ele. Vorbești în fața unui străin despre neputințele tale, deci refuzi să ți le asumi, să le înfrunți, știi? Nu ține. Știi, tot rămâne ceva nespus, ascuns, care sapă în timp. Da. Fiecare are niște lucruri pe care le ascunde, despre care nu vrea să vorbească. Da, de care vrei să uiți, dar te urmăresc. Știi, Mihai nu e prea încântat de întoarcerea asta lui Vlad. Îl sperie? Da, ceva de genul. Au trecut atâția ani. Așa sunt bărbații. Unii se mai alintă. Cred că dacă ai mai iubit pe cineva înaintea lor, s-a terminat. Da. Nu mai poți fi implicat total cu altcineva. Câteodată mă întreb dacă n-au dreptate. Adică dacă mai poți iubi cu adevărat a doua oară.
Când a plecat Vlad, mi-a fost foarte greu. Pe urmă a început faza cu Mihai. Doamne, câteodată e atât de nesuferit. Poate că vizita lui Vlad o să clarifice lucrurile. Sau o să le complice. Nu, problemele sunt mult mai adânci. Dar de ce zici că o să le complice? Pentru că sigur o să le complice. Cel puțin în ce mă privește. Nu înțeleg. Trebuie să-ți spun ceva. Mi-e foarte greu să fac asta, dar trebuie să o fac. Pentru că nu mai pot să țin în mine totul. Și te privește și pe tine. Știi? Plecarea lui Vlad, așa, peste noapte. De fapt, a fost din cauza mea. Ce? A fost o greșeală prostească pe care o regret și acum și cu care trăiesc în fiecare minut al vieții mele. Ce greșeală? Despre ce vorbești? Înainte cu o săptămână ca Vlad să plece, s-a întâmplat, a fost o prostie. S-a întâmplat ce? Mie mi-a plăcut Vlad în liceu. Un timp chiar am crezut că o să fie ceva, nu știu. Privire, apropo, nu știu. Pe urmă lucrurile s-au schimbat. Era intangibil, l-am încercat să-l uit și cred că am și reușit. Între timp a apărut George. Numai că relația cu George m-a adus iar lângă Vlad. Așa? N-a fost nimic. Ne-am comportat normal, ca doi adulți responsabili. Eram cu George, Vlad era cu tine. Ne-am mai uitat așa unul la altul, am mai schimbat priviri, nimic serios. Până în ziua aia blestemată. M-am trezit de dimineață cu un sentiment ciudat. Simțeam că ceva extraordinar o să mi se întâmple. Și eu nu trebuia să fac nimic. Numai să mă las dusă de pașii mei către lucrul ăla, știi? Era într-o joi. Parcă văd și acum, ploua cu găleata. Am intrat la cafeneaua aia de pe Libertății. Era acolo. Citeam, a văzut. Eu eram udă toată. M-a chemat la masa lui. Mi-a comandat un ceai și am început să povestim. Am ajuns la voi acasă. Tu nu erai în oraș. Și? Cristina, te rog. Așa, și ce s-a întâmplat? Cred că-ți imaginezi tu. Nu, vreau să zici. Cu voce tare, ca să aud. Nu cred că e cazul. Ba, e cazul. Spune. Clar și răspicat. Eu nu eram în oraș. Voi ați ajuns la noi și... Și ne-am tras-o. Acum ești mulțumită? Sper să mă ierți. Pentru că eu nu mă pot ierta pe mine. De 10 ani port în mine vina asta care mă apasă. Față de tine și față de George. De câte ori l-am în fața mea, mă simt mizerabil. Cum am putut face așa ceva? Și e un om atât de bun. Pur și simplu nu-mi explic. Am greșit. S-a întâmplat pur și simplu. Oamenii greșesc. În perioada aia am trăit cele mai cumplite zile cu Vlad.
Era un nesuferit. Tot mai ciufut și mai imposibil. Eu am crezut că eu sunt de vină. Că am o problemă. Că am greșit cu ceva. Că nu-i mai place cum arăt, ce fac. Că m-am îngrășat, că mi s-au lăsat sânii sau că nu îi mai satisfac cerințele lui intelectuale, că s-a plictisit de mine sau pur și simplu că s-a săturat de mine. Se întâmplă, nu? Și când colo, el și-o trăgea cu tine în patul nostru. S-a întâmplat doar o dată, în ziua aia. În patul nostru, nu? Da, oricum. Eram tot mai mult doi străini ce locuiau sub același acoperiș, ce-i drept. Da, măcar acum știu că nu a plecat numai din cauza mea. A plecat că a fost un laș. Marele Vlad, omul cu principii, n-a fost în stare să-și asume o greșeală. Și știi ce-i cel mai trist? Că eu cred că am ajuns în același punct cu Mihai. Orice aș face, ajung în aceeași fundătură. Nu sunt bună pentru nimeni. Îmi pare atât de rău. Pare rău. Mă tot gândesc ce fel de om ești tu, Alexandra. Nu credeam că în spatele frumuseții și drăgălășeniei ăsteia pe care o afișezi se ascunde un monstru. Pentru că ești un monstru, Alexandra. George știe? A renunțat la atâtea pentru mine? Deci nu știe. Cum o să-i spun? Cum o să justific anii de căsnicie în care l-am mințit? Oh, dar nu l-ai mințit. Nu i-ai spus. O mică omisiune n-a omorât pe nimeni, nu? Uită-te la mine. E tatăl copiilor mei. Poate că sunt un monstru, așa cum zici. Dar tu crezi că mi-a fost ușor? Am obosit. Am obosit să mă gândesc tot timpul la trecut. Vina asta mie din aer mă sufocă. Stau în pat cu el și mă gândesc că între noi stă o mare minciună. Am crezut că o să pot trece peste cu timpul. Că o să uit. O vreme chiar am uitat. Mă gândeam că... asta e. O să duc cu mine totul și timpul o să le vindece pe toate. Mă gândeam că o să apară un moment în care să-i spun și el o să înțeleagă. În viață se mai fac greșeli. Unele pot fi iertate, dar eu nu te pot ierta. Nu știu tu dacă o să te poți ierta pe tine. Cât despre George, depinde de el dacă o să înțeleagă sau nu. Oricum, primul pas ar fi să-i spui. Și eu care făceam griji că Vlad o să ne găsească pe Mihai și pe mine împreună. Jesus. Pentru Dumnezeu, spune ceva.
Nu știu ce să spun. Că mă urăști. Că te-am dezamăgit. Că nu mai vrei să mă vezi. Nu mai spune ceva. Nu înțeleg. De ce nu mi-ai spus atunci? N-am putut. Am crezut că o să fie mai ușor mai târziu. Am crezut că timpul o să le rezolve pe toate. Că se vor rezolva de la sine. Nu știu. Au apărut copiii. Am fost o proastă. Nu trebuia să-ți fac asta. Nu știu ce a fost în capul meu, pur și simplu nu știu. Spune ceva, te rog. Știi ce? Fiecare zi petrecută lângă tine e un examen. Un drum spre perfecțiune. Totul să fie impecabil. Am obosit să mă ascund după propria mea neputință. Am obosit să nu mai fiu eu. Vreau să fiu liberă. Să stau goală în casă, dacă vreau. Să trag aer proaspăt în piept, nu pentru că tu vrei să aerisești casa, ci pentru că aerul ăsta înseamnă ceva, altceva, ceva nou. Nu are aura aia septică. Nu e preparat, ozonat artificial. Are microbi, bacterii, chestii care te pot îmbolnăvi. Și nu mai pot să te privesc în ochi, pentru că ochii mei ascund minciuna cu care trăiesc de atâția ani. Da, am greșit. Am făcut un lucru îngrozitor, pe care nu mi-l explic nici acum, dar să știi că mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut să-l simt pe Vlad în mine. Să-i simt pielea lui lipită de a mea. M-am simțit mai liberă ca niciodată. Poate pentru că a fost pentru prima oară când am evadat din lagărul perfecțiunii tale obositoare. M-am săturat să umblu ca într-un muzeu la mine în casă. Să nu mișc nimic de la loc, numai ca să nu cumva să stric lucrurile pe care le știi tu că sunt într-un anumit fel. M-am săturat. Ești un om bun, George. Nu știu dacă o să mă ierți vreodată, dar acum că ți-am zis toate astea, mă simt mai liberă. Și în momentul ăsta, nimic altceva nu mai contează. Cred că ar fi mai bine să duci copiii la maică ta. Măcar până se termină toate astea. Cât o să fie Vlad pe aici. Mă, imaginați-vă. Aia de la NASA ar avea certitudinea că în universul ăsta nu mai există altă formă de viață decât cea de pe Pământ. Că pe toate planetele știute și neștiute nu-i nici măcar un cur de moleculă care să certifice vreo altă formă de viață. Bă, n-ar fi trist? Și cu ce ne-ar încăzi pe noi dacă am ști că mai sunt și alții în univers? Nu știu. Mi s-ar părea de-a dreptul sinistru ca în tot universul ăsta să fim numai noi, pământenii.
cu relațiile noastre triste, cu organizarea asta artificială, cu sexe, națiuni, grupuri de interese, da, bla, bla, bla. Asta e farmecul existenței? Asta e istoria planetei, evoluția. Da, istorie, evoluție, ai mă, căcat! Să nu avem dușmani în afara ălora pe care îi ascundem în noi? Noi, mă, noi suntem singurii noștri dușmani. N-ar fi trist? Să nu mai ai nici speranța că într-o zi, știi, o navă extraterestră o să coboare pe pământ și din ea o să apară niște ființe ciudate, nu? Care să ne întrebe încotro vrem să mergem. Te apuca melancolia și implicit filozofia. Alexandra, pe la cât ajunge? Alexandra nu mai vine astăzi acasă. A dus copiii la socri și o să rămână și ea o vreme cu ei. Cât stă Vlad la noi, e mai bine așa. Da, corect, corect. Vlad nu trebuie deranjat. Nu, 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 nu e asta, nu e asta, nu e asta. E mai mult spațiu, așa, și copiii sunt obositori. Păi asta zic, asta zic. Domnului Vlad îi trebuie liniște. E artist, nu. Un artist are nevoie de spațiu ca să creeze, nu? Ești rău, Mihai. Eu? Nu. Sunt încântat de grija lui George pentru confortul prietenului nostru Vlad. Deci s-a stabilit că stă la voi. Nu am stabilit. Vrem să fim pregătiți. Nu, trebuie să fie totul cum scrie la carte. Nu e cazul să fii ironic, Mihai. Dar nu sunt. Nu sunt ironic, dragă. Nu e ciudat să-ți trimiți copiii de acasă pentru că, ipotetic, un prieten o să stea la tine, lucru care e, repet, ipotetic. Vrem să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Da, nu văd nimic rău în asta. Da, nici eu. Admiram perfecțiunea lui George. Cum știe el să facă totul corect? Exagerezi. Ba nu exagerez cu nimic, nu. Așa e normal să fie. Sunt foarte încântat să am un asemenea amic, crede-mă. Mihai, lasă o baltă. Cred că ai băut prea mult. Da, nu destul. Luciditatea e obositoare. Da. Nu e așa, dragă George? Nu? Da. Poate, mă rog, uneori. Când ai băut ultima oară? Nu știu, eu nu prea... Vezi, prietene? Vezi? Nu e ok. Câteodată un păhărel te mai destinde, nu? Te mai deconectează. Mai uiți de probleme, mai... Înțeleg, ai multe probleme în ultima vreme. Problemele... Te deconectezi cam des? Păi, problemele fac parte din viața noastră, trebuie să le înfruntăm, nu? Nu vreți să mâncăm ceva? Mie nu mi-e foame. Da, sunt convins că ai ceva bun pregătit așa. A gătit Alexandra. No. Ce? Uite, vezi? Unele femei mai și gătesc. Nu fi bădăran. Nu, ziceam și eu. Printre preocupările femeilor se numără și gătitul, nu numai formatul numărului de la pizzerie. Ești un măgar. Iha! Vezi, George? Prietenul tău e un măgar. Și asta numai pentru că s-a săturat de pizza. Da, pizza e oricând o alegere bună. Da, mă, dar nu de 3 ori pe săptămână. Nu de 3 ori. Asta când nu comandăm de la chinezesc. Dar parcă îți plăcea mâncarea de la chinezesc. Mă, o ador. Mai ales după 3 zile în care mănânc numai pizza. Și mie îmi place mâncarea chinezească. Am și gătit luna trecută. Uite unde era bărbatul visurilor tale, Cristina. Uite. Termină, Mihai. Auzi, George, întotdeauna am vrut să te întreb ceva. Mă, cum faci față? La ce? La stilul ăsta. La varianta asta masculină de Amelie care luptă pentru o lume perfectă. Da, stai că nu e chiar așa. Dar cum e, George? Cum e? Mă, tu nu obosești niciodată. Ești incredibil. Deci... Nu te-ai săturat să faci pe bunul samaritan tot timpul? M? Eu, sincer, m-am săturat de baliverne creștine și de oameni slabi. Mihai, de... nu e cazul să... Știi ce? Știi ce, George? Un om fără coloană. Asta ești. Incolor, insipid, întotdeauna ai fost așa. Nu ai avut niciodată niciun cuvânt de spus. Ai executat tot ce ți-a spus Vlad. Fără să întrebi vreodată cine ești... Încetează, Mihai! Ai stat în genunchi în fața marelui Vlad. Ți-a distrus viața, prietene, zic eu. Te-a făcut o legumă, un executant. Puteai să fii cineva, nu? Să accepți bursa aia la Viena, să fii un doctor respectat, dar tu nu.
Tu nu, ai rămas fidel convingerilor marelui Vlad. Adică ai rămas aici, în rahatul ăsta de oraș, să operezi apendicite și să te chinui în loc să faci performanță alături de cei mai buni, în timp ce el a fugit în stat. Da, eu am ales asta și în fond pot salva vieți și aici. Vieți, da, dar nu, da, pe tine? Pe tine cine te salvează, George? Eu nu cred că trebuie să mă salveze cineva. Mihai, ce faci tu acum? E un lucru foarte urât. Urât? Auzi, urât. Dar Vlad? Ce-a făcut Vlad nu a fost urât? A plecat cu coada între picioare la primul eșec. Da? A fugit la prima palmă serioasă pe care viața i-a dat-o. O expoziție ratată. Încă un artist plastic neînțeles. Mare, neapreciat, dar mare chestie. Dar știi bine că nu a fost așa. Dar cum a fost? Mă, prietene, viața te mai pune și la încercare. Nu vorbea despre forța grupului, despre cercul nostru strâmb, despre puterea pe care ne dă faptul că suntem uniți, nu? Nu el dădea lecții despre mândrie și orgoliu, nu? Exagerez. Nu? Exagerez, da, eu? Da. De ce exagerez? Nu credeam că te poate afecta în halul ăsta vizita unei fantome a trecutului. Fantomă? Ah, fantomă, da. Nu, poate că ai dreptate. Mă bântuie fantoma asta la care mă gândesc de câte ori facem dragoste. Când mai facem. Am impresia că fantoma asta stă cu noi în pat și ne privește, știi? Ești nebun. Eu cred că am mers prea departe. Departe, zici? Da, până unde avem voie să mergem, domnule perfecțiune? Care e limita până la care putem ajunge? Mihai, încetează. Spune-ne tu ce-i bine și ce-i rău. Cum să facem ca lumea asta mizerabilă să fie perfectă? Termină, Mihai! Hai, spune-ne. Că tu știi cum să faci totul să fie imaculat, sau alb sau negru. Viața asta are și alte nuanțe, prietene. Există și alte culori. Păcat că n-ai aflat de ele, să știi. Nu, eu gata, m-am săturat. Plec. Păi, dar pleacă. Poate ajunge înaintea lui George la aeroport. Să-l aștepți pe marele Vlad. Hai, du-te. Ia și covorul roșu cu tine. Eventual și o fanfară. Mi-e greață. Greață? Acum? Când ți-ai tras-o cu prietenul fostului tău, iubit, nu ți-a fost? Atâția ani alături de cel mai bun prieten al ex-ului tău nu te-au îngrețoșat? Mihai! Ba nu, lasă-l, George, lasă-l și să-ți spună toate frustrările, să scoată din el tot ce gândește și nu are curajul să spună decât doar atunci când e beat. Văd că nu e stresat în vreun fel de întoarcerea lui Vlad. Din contră, am văzut un soi de satisfacție în ochii tăi când ți-am spus că vine. De ce să mă streseze? Din contră, cred că abia aștept să-l vezi. Am trăit cu omul ăsta. E normal să-mi doresc să-l văd. Știi ce cred? Nu știu și nici nu cred că vreau să aflu. Cred că încă îl mai iubești. De prostii. Că încă mai ții la el și în tot timpul ăsta te-ai gândit la el. Nu-i cazul să faci... Băi, tu să taci! Spune-mi, ce te-a ținut lângă mine toți anii ăștia? Ești un mare prost, Mihai. Te-ai gândit vreodată că poate te iubesc? Da, dar nu ca pe Vlad. Nu ca pe Vlad, ca pe tine. Da, știu că eu nu sunt deștept așa ca el, sunt doar un amărât avocat, un impostor legislativ. Nu sunt cultivat ca Vlad, nu, n-am suflet de artist, n-am mare brânză. N-a putut rezista reacției criticilor de specialitate și a fugit în state, da? Să-și caute inspirația într-un mediu propice experimentului artistic. Discuția asta ar trebui să se oprească aici. Da. Am ajuns la limită. Domnule știe tot. Domnule. Uite că nu vreau să mă opresc, știi? Atunci continuă. Eu n-am fost niciodată un snob. Niciodată n-am fost snob. Nu m-am prefăcut că îmi plac lucruri despre care alții se dau în vânt. Bravo, am muncit toată viața, da, să-mi fac un nume. Bravo. Ai reușit, da, am reușit, nu? Fără compromisuri. Pe picioarele mele. Fără să stau în genunchi sau să pretind că sunt altceva decât ceea ce sunt. Doar că atunci când vrei să fii tu, bei o sticlă de Jack Daniels. Poate. Poate n-am curajul să înfrunt trează realitatea, dar măcar nu s-o cârpă ca amicul meu George. Nu stau cu capul aplecat și nici nu stau fizic lângă un om, iar cu gândul să fiu în altă parte. Nu, gata, m-am săturat. Ești da, hai, ce mai sunt? Spune-mi ce mai, în afară de nebun, frustrat, scârbos. Hai zi, ce? Măgar? Dacă era să uit. Ce? Ești demn de milă. Dacă atâția ani de zile nu ți-a fost de ajuns să-ți dai seama că te iubesc, atunci, știi ce, Mihai? Chiar nu mai merită. Cristina.
Nu, nu, ajunge, George. Ajunge. Am săturat. În sfârșit. Cum? În sfârșit? Da, trebuia să se întâmple. M-am săturat să fiu surogat. O variantă de backup. Ce surogat, mă? Ce backup? Auzi, domnule avocat? Da, domnule chirurg. Dacă tot am ajuns la momentul ăsta, am de zis și eu câteva chestii. Domnul doctor s-a enervat. Da, să știi că stă bine înfuriat. Ai altă culoare, ești mai viu, mă, da. Mai, te ascult. Vlad a plecat pentru că s-a culcat cu Alexandra. Înțelegi? I-a tras-o Alexandrei, adică neveste-mii. Ce? Și a fugit pentru că nu a putut să accepte că a greșit. Înțelegi? Nu a putut să-și asume greșeala. Ce? Și tu când ai aflat? Ieri. Ieri. Băga-mi-aș. Tu crezi că mi-e ușor? Tai și deschid oameni în fiecare zi. Dacă s-ar vedea cum arată pe interior, nu ar mai avea o părere atât de bună despre ei. Carne, intestine, tumori, sânge. Crezi că e ușor să vezi moartea în fiecare zi, ascunsă după vreun ficat, plămân sau colon? Tu crezi că e ușor să mergi după asta acasă și să-ți săruți copiii și nevasta pe frunte? Da, sunt organizat. Da, vreau să fie totul perfect pentru că știu că lumea asta e imperfectă. Vreau să fac bine pentru că asta cred că trebuie să fac. Și îmi place. Crezi că mi-a fost ușor să rămân în țară și să refuz bursa aia la Viena? Mă gândesc în fiecare zi la asta, când văd infecții, septicemii, aparatură veche și nicio perspectivă. Și n-am rămas pentru că mi-a sugerat Vlad sau altcineva. Mi-a fost frică să plec. Frică! Pur și simplu, n-am crezut că voi face față, că voi eșua. Merg acasă și-mi văd copiii. Câteodată le reproșez lor toate neîmplinirile mele. Că mi-au furat viața pe care aș fi putut-o avea, cariera. Dar-i văd cum mă așteaptă. Și asta mă face să mă topesc. Tu n-ai de unde să știi. Pentru că ți-a fost frică să o ceri măcar pe Cristina în căsătorie, dar rămite să mai faci un copil. Ți-e frică pentru că ești un egoist ascuns după toate procesele tale. După depresia ta cronică. Te complaci în ea. Te hrănești cu ea. Te hrănești cu ea. Știi ceva? Între noi doi lașul ești tu. Și mai știi ceva? Apropo de noi pământenii, cu relațiile noastre triste și cu organizarea asta artificială de care ziceai, nu trebuie să vină un extraterestru să te întrebe încotro să o iei. Tu oricum nu vei lua-o niciodată nicăieri. O să rămâi singur aici, cu o sticlă goală de Jack. Alo. Salut, Vlad. Așteptam să mă sun. Cum? Da, înțeleg, da, da, nu-i nimic. Dar rămâne pe data viitoare. Pentru puțin. Ne auzim, salut. Era Vlad. Nu mai vine. Ceva probleme pe acolo. Poate la anul.